Gerul Bobotezei și-a meritat pe deplin numele. Pe un frig pătrunzător, câteva sute de râmniceni s-au așezat răbdător la coadă pentru a lua iazma mare, după ce, în al preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, a sfințit apa din cele patru mari recipiente amplasate în fața catedralei arhiepiscopale Sfântul Ierarh Nicolae din Râmnicu-Vâlcea. Tu însuți, dar, iubitorule de oameni, împărate, vino și acum cu pocărârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar iubitorule de oameni, împărate, vino și acum cu pogorârea Sfântului tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Aceasta cu Duhul tău cel Sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel Sfânt. Însuși acum, stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul tău cel Sfânt. Ție sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui Celui Fără de Început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Thank you.
Luni 7 ianuarie, înalt preasfințitul Părinte Barsanufi, Arhiepiscopul Râmnicului, a fost prezent și la Sfânta Liturghie de la Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din municipiul Râmnicu-Vâlcea.